ca broșă, sau mă rog, ca și cuțit de mortezat, am folosit o broșă veche și ruptă. Așa, aici avem un lucru destul de interesant. Dacă vă uitați, nu știu dacă se observă, și în gaura originală s-a procedat cum am procedat eu, adică s-a găurit pentru a avea loc de ieșire cuțitul, după care s-a presat această bucșă de oțel care de fapt nu face nimic, doar pentru a nu se vedea gaura la piesa originală. Sper că reușiți să observați asta. Nu se vede pe cameră, dar vă spun eu, trebuie să mă credeți pe cuvânt, că și acolo este o gaură. Da, să vedem dacă reușim dacă îl spălăm puțin. Acum se observă mai bine. E o gaură, numai că e îmbâxită cu vazelină uscată. Bun. Și s-a tras peste această bucșă care nu face nimic. Am încercat să o depresez, dar nu am reușit. Așa că am găurit direct prin bucșă. Omul a zis că este ok. Chiar el m-a sugerat să-i fac așa. De ce a trebuit să rebroșăm, sau mă rog, să facem alt canal de pană, că după cum se vede are aici o bucată lipsă. Și bucata aia lipsă s-ar putea să îi influențeze pe client. Așa arată axul, este ceva pompă. Băgăm și un pic, o să interpresat că probabil mai în interior este o cotă de rulment. Bun, cam atât cu această reparație. Prinderea a fost puțin mai interesantă, în sensul că pentru a menține axul vertical am folosit acest vinclu, care l-am prins pe masă și l-am centrat cu un comparator. Piesa am tamponat-o de el și am strâns-o jos cu două bride. E un setup destul de bun. I-am făcut aici, am pus și un șurub pentru a nu permite piesei să culiseze în jos în caz că forța este mare. Și a ieșit super și a funcționat super ok. În principal pentru acest lucru țin această freză FUS 22 pentru mortezare în primul rând și în al doilea rând pentru că se ia masa jos și poți prinde piese direct pe masă, care constituie un avantaj. Care constituie un avantaj. Deci e așa mare. Nu sunt foarte fan FUS 22, dar pentru mortezare și pentru frezare așa direct piese atipice este super. Dar niciodată nu a schimbat-o, de exemplu, cu acea freză. Acea freză, adică aceasta Reckerman este mult superioară, incomparabil. Deși nu are cap de mortezat și nu se poate lua nici masa jos, că e alt tip de alt model. Bun. Cam așa arată. Acum o să desfacem bridele, dăm jos rotorul și îl suflăm, îl curățăm și este gata.